Iuliana astăzi a gătit un orez, spunea că vrea să-i trimită lui Vlad, îi gătește ce îi place lui, a zis, și a venit Antonia la un moment dat în bucătărie, o întreba ce face, ce gătește și Iuliana i-a spus că gătește pentru Vlad și vrea să facă ceva repede ca să-i și trimită să poată să mănânce Vlad cât mai repede. Îi spunea Iuliana Antoniei să gătească împreună și să-i trimită și Antonia lui Cristian. S-a uitat Antonia pe acolo ce face Iuliana, apoi s-a uitat în oala care era pe blatul acela. În oală era ciorba pe care astăzi mamele au gătit-o, este o ciorbă de perișoare din câte am înțeles și Iuliana îi zicea Antoniei, tu te uiți să-i trimiți ciorbă. Antonia a zis că nu, nu îi trimite ciorbă, vrea să mănânce ea și nici nu îi gătește cu Iuliana pentru că o să-i gătească mâine lui Cristian. Spunea Antonia că i-a promis că îi face paste cu ton și o să-i le facă mâine.